Să trăiască nașa mare, care bărbatul cu valoare. Haide! Să faceți loc și faceți loc. Să facem ora ta mare, că și noșa-i valoare. Haide, haide, șicule, să trăiești unule. Care forță și valoare. Haide! Să luăm, să luăm acolo. Dă-i marșul ăla că merge la mine să. Hai! Vine, vine, nașu mare, nașa mare! Vine, vine, nașu mare, nașa mare! Cine mică să iubească la mulți ani. Totdeauna, totdeauna să te duc așa, așa cum am. Totdeauna, totdeauna să te duc așa, așa cât un pic. Rămâne deloc.
Thank you.
Thank you.
Gabi. Thank you.
Mai încet. Nașul, mai încet. Te credeți că e Maria? Da. Ce? Lasă, dă drumul la rochie, Dă drumul la rochie. Mi-a adus o până aici. O să o ia iar la intrare în biserică. Oh my God. Avem buletine? Nu. Avem noi buletine. Mi-a adus pe săptămâna asta, da? Tot de pat. Nu. Nu e fotografie. Văd fac copii. Da, să mă gândi ce vrei cum să se numeze, da? Îți scriu cum îi cheamă, vine. Radu Valentin. Radu Steliana. Și acum te lăsesc cu Florentina, da? Ajungă cam dată mie. Acum o să fie, nu? Ce faci? Cetățene, tănăsesc cu Dorel Marius. De bună voie și nesilind de nimeni în căsătorie pe tănasă Florentina Cristina? Da! Ai filmat asta, da? Nu trebuie să mai zici o dată. Cetățeană tănasă Florentina Cristina. De bună voie și nesilită de nimeni din căsătorie pe Tănăsescu Marius. Da. N-a fost costărit. Zic, Cristina, un dată la... Da! Constatul au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscute următoarele dispoziții din codul penal. În România, statul permite căsătoria și familia. Se sprijină prin măsuri economice și sociale de dezvoltare și consolidare a familiei. Familia la bază, în relațiile de împărtășire, exercitarea drepturilor acestor copii, bărbatul și femeia au drepturi egale. Trebuie să fie ochiare. Relațiile de familie se bazează pe prietenie și afecțiune reciprocă. Sunt datori și tot de unul altuia să își vină la soții hotărâți. Nu mă apăsim să vă întrebăm la soții hotărâți.
casă de piatră, bucurii, copii frumoși, deștepți, să vă bucurați de răbdă și de sănătate. Și acum să semnați, să mulțumim rămâna. Și atent, uite-te la mine acum și pe urmă semnezi, da? Te uiți la mine. La fel, te uiți la mine. Mireasa? Așa. La mine te uiți așa, da? Perfect. Dați-l un pic mai în spate. Rămâneți puțin cu mâna, vă rog frumos, domnul. Puțin cu mâna, vă rog frumos. Mulțumesc. Să vă trăiască, să vă lucrați bine. Hai să dăm și noi cu urechi. Și până așa. Thank you.
Să rugătește roaba lui Dumnezeu,
Antonetina Cristina, cu robul lui Dumnezeu Dorel Marius, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se rădurește roaba lui Dumnezeu, Antonetina Cristina, cu robul lui Dumnezeu Dorel Marius, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și prin mijlocirea scoaterii de apă, ai descoperit să logodească pe Rebeca. Însuși binecuvintează logodna robilor tăi, Dorel Marius și Florentina Cristina. Și întărește cuvântul pe care și l-au dat, unește-i pe ei cu sfântă unirea cea de la tine, că tu dintr-un început ai zidit bărbați și femeie, și de la tine se însoțește bărbatului femeie spre ajutor, și spre tăinuirea neamului omenesc, însuți dar, Stăpâne Dumnezeu nostru, Cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea Ta și făgăduința Ta peste robii Tăi, părinții noștri, cei aleși ai Tăi din neam în neam, caută spre robul Tău, Dorel Marius, și spre roba Ta, Florentina Cristina, și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că Tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să se întărească toate. Prin inerția a dat lui Iosif stăpânire în Egipt, prin inerția a preamărit Daniel în țara Babilonului, prin inerția a arătat adevărul Tamare, prin inerția Părintele nostru cel Ceresc a îndurat spre Fiul cel Risipitor când a zis, dați-ne în dreapta Lui și junghim vițelul cel gras, mâncând să ne veselim. Această dreaptă a Ta, Doamne, a dragmat pe Moise în Marea Roșie, căci prin cuvântul Tău cel adevărat, cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat, și dreapta robilor cei să se binecuvinteze cu cuvântul Tău cel puternic și cu brațul Tău cel înalt. Însuți dar și acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inelelor cu binecuvântare cerească. Și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate câte sunt și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericiți toți cei ce se tem de Domnul care umblă în căile Lui. Mărire Ție, Dumnezeu nostru, mărire și vei vedea că fiii fiilor tăi pace peste Israel. Pentru bunăspărirea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici, pentru unirea Domnului.
merge cu grădință, cu evlavii, cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul părintele nostru Ambrozie, pentru cinstita prorocime și ceasul Hristos de afonime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte,
și bunurile și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Sfințitorul Nunții, Celui Tainice și Preacurate și Legiuitorul Nunții, Celui Trupești, Păzitorul Nestricăciunii și Chivernisitorul Cel Bun al Celor de Trebuință Vieții. Însuși, Stăpâne, Cel ce din început ai zidit pe om și l-ai pus pe el ca pe un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facă un creator din trânsul. Și după una din coastele lui, i-a izidit femeie pe care, văzându-o Adam, a zis, iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu. Aceasta se va numi femeie căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, trimite harul Tău cel Ceresc peste robii Tăi, Dorel Marius și Florentina Cristina. Și te rog invitarea acestea să trece în toate bărbatului Său și robului Tău acestuia să fie cap femeii ca să viețuiască după voia Ta. Binecuvântează-i pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara. Binecuvântează-i pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca. Binecuvântează-i pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iacob și pe toți patriarhii. Binecuvântează-i pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta. Binecuvântează-i pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Moise și pe Semfora. Binecuvântează-i pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Ioachim și pe Ana. Binecuvintează-i pe Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește pe Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe noi în corabie. Păzește pe Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Ionan în pântecele Chitului. Păzește pe Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit de foc pe Sfinții trei tineri, trimițându-le lor rogă din cer. Și să vină peste ei bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Adu-ți aminte de ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de Sfinții Tăi 40 de mucenici trimițându-le lor cu unii din cer. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de părinților, care i-au născut și au crescut pentru că rugăciunile părinților de peste mărire caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de robii Tăi, Valentin și Steliana nașilor. Și de nuntașii care s-au dat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, de robul Tău, Dorel Marius și de roaba Ta, Florentina Cristina, și binecuvintează pe ei. Dă-le lor în roadă pântecelui prunci bun și bună înțelegere sufletească și trupească. Înalță-i pe ei ca pe cedrii Libanului, ca o vie odrăslită. Dă-le lor în roadele pământului ca toată îndestularea vânt să sporească spre toată fapta bună și bine plăcută ție și să vadă pe fiii fiilor lor ca niște grădițe tinere de măslin, împrejurul mesei lor și bine plăcând înaintea Ta, să strălucească precum luminătorii pe cer în tine, Domnul nostru, căruia să cuvine slavă, puterea, cinstea și închinăciunea împreună și Părintele Tău, celui fără de început și Duhului Tău, celui de viață, Făcător, acum și pururea și vecii vecilor. Spre ajutor, pentru că așa a făcut slavei Tale să nu fie omul singur pe pământ. Însuși acum, Stăpâne, întinde mâna Ta din Sfântul locașul Tău și unește pe rogul Tău, Dorel Marius, pe roaba Ta, Florentina Cristina. Pentru că de către Tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește pe ei într-un gând, încununează într-un trup, dăruiește-le roadă pântecele dobândire de prunci buni. Că Tău este stăpânirea și a Ta, împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se cunune robului Dumnezeu, Dorel Marius, cu roabele Dumnezeu, Florentina Cristina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunune robului Dumnezeu, Dorel Marius, cu roaba lui Dumnezeu, Florentina Cristina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunune robului Dumnezeu, Dorel Marius, cu roaba
acum și pururea și în vecii vecilor.
acolo șase vase de apă făcute din gheață, puse pentru curățirea ideilor și care nu au câte două sau trei vede. Iisus le-a poruncit umpleți vasele cu apă și le-au umplut până sus. Apoi le-a zis, scoateți și aduceți murului și ei i-au adus. Și când omul a gustat apă să se făcuse bine și nu știa de unde este, dar slujitorii care scosese la apă știau, a strigat mult pe mine și i-a spus, orice om pune întâi vinul cel bun, și când au făcut bine, pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă
împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pomenea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Fie, Doamne. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Dumnezeu, Răcel ce toate l-ai făcut cu puterea ta și ai zidit lumea și ai încămăsățea comună tuturor celor făcute de tine. Și acest pahar de obștăiesc pe care l-a dat celor ce se însoțesc prin unii anunții binecuvintează cu duhovnicească ta binecuvântată. El s-a binecuvântat numele Tău și s-a preamărit împărăția ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și-am
putea să ținem așa. Așa. Și tu, mireasă mărită, să fii ca sar, să te veselești ca Rebecca, să te înălțești ca Rachela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduiala legii. Că așa a binevoit Dumnezeu. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeul nostru, care vin în Cana Galilei și unul de acolo ai binecuvântat-o, binecuvintează pe rogii tăi aceștia, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin unirea nunții, binecuvintează în grăile și ieșit de lor, înmulțește cu bătăți viața lor, primește cu unii de lor împărăția ta, păzindu-i curați, fără pricană și neasupriți, în veci vecilor. Amin. Pace tuturor. Să vă dea o viață îndelungată, la fel de plujbă, spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă vrednicească și de desfătarea bunătăților celor păcătuite. Pentru rugăciunile de Sfinte de Scriptoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților. Amin. Slavă ție, Hristoasă, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatăl și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cu cerinte Părinte, binecuvintată. Cel ce cuvenirea sa în Cana Galilei arăta nunte cinstită Hristos adevărat, nostru Dumnezeu, pentru cuvintele preacuratei sale Maicele Sfinților, măriților, întru tot răutatele al apostol. Ale Sfinților de Dumnezeu încolonați și-n tocmai cu apostolii împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Marele Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților. Să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un lucru de oameni iubitor. Amin. Iar asta și uită o comandă. Iată închei. Atât cât durează o faptă de slujbă, zice că se arată că unirea lor să fie nedesfăcută până la sfârșit. Ce vă zic? Aveți o zi frumoasă. Și mă bucur că, din discuțiile pe care le-am avut, așa și-a hotărât să fața și cu Unia Civilă, aici la Sfânta Biserică.
pașii, sunt martori la ofițierea de la starea civilă și mai important, martori în Sfânta Biserică. Au mai plăcut la mine, care trebuie să încălzească. Ne-a rugat să vă umple Dumnezeu casele voastre de grâu, de vin, de unde lemn și de toate, ca să vă prisosească vouă, să aveți să dați și celor lipsiți. Și așa cum spun mereu, vinul este cel care veselește inima omului, grâul este pâinea care sapără omul, iar unde lemnul este cel care vindecă rău. Să aveți în toate acestea, să vă rugați lui Dumnezeu să vă binecuvânteze cu aceste daruri și atunci le veți avea pe față. Să aveți viață frumoasă, în pace, în liniște, în bună înțelegere, în armonie. De acum, dacă doar ce ai trăia ceva, trebuie să doară și pe tine mai mult. Și dacă vă doar pe orice, atunci trebuie să ai grijă. Da? Să aveți grijă omul de celălalt. Cei pe care așa că neamul acesta creștin, ortodox, să dăinui și să aibă și că totdeauna ne rugăm să ne dea Dumnezeu copii sănătoși, nepoți, ca ascultând cuvântul din, din slujba, să stea împrejurul mesei noastre ca niște mădițe tinere de măsline. Mădița de măsline este frumoasă, este verde, este când este mică, când căruța de măsline. Și atunci, așa, trebuie să fie totul frumos în jurul casei noastre. Să nu vă risipiți prin lume, chiar dacă vă risipiți prin lume, să vă întoarceți totdeauna acasă, pentru că acasă, ca acasă, nu este nicăieri. Viața este cu drumul în toate părțile și cei dinaintea noastră s-au plecat, dar s-au întors și de asta suntem noi aici, acum, în această Sfântă Biserică. Pentru că părinții noștri, bunicii noștri, au venit, s-au întors de unde au plecat. Dar vreți că trecem cu masa, să-i ajutați pe nașii, că de acum sunt părinții voștri sufletești, oricum știu că v-ați împăcat pe timpul bine și vă aveți bine. Dacă sunt o, dacă nu sunt comise, e cest, da? Da, nu știu că? Și, pentru că, da. Așa, acum, cuvinte se cuvânt de pe să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea pură fericită, și prea vinovată, Maica, Dumnezeul nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, chiar fără stingăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea în sporile tu toate și păzește-n drumul seara.
Thank you.
iată și în spate. Hai, nașule, hai, nașule! Bă, nașule, nașule! Surprise! E din partea înainte. Cine e la copii? Thank you.
mai bine ați venit, să vă ajute Dumnezeu să fii sănătoși ca să vă piatră. Bagă-mă! Gata! Sunteți niște frumoși! Asta vă fie!
mine și acum ai necară spre mine. Ți-ar dea inima ca focul și tot vrei să îmi locul. Ți-am făcut, omule, bine și acum ai necară spre mine. Inima ca focul și tot vrei să îmi locu. Merg pe drum și aud în spate doar vorbe cu răutate, Doamne. Și se-ntreabă fiecare ce-a făcut în ajutorare. Merg pe drum și aud în spate doar vorbe cu răutate. Și se-ntreabă fiecare ce-a făcut n-ajutare. Abazi! Așa, bă, tată! De ginerică și nașul mare! S-a bă noroc și fericire! Toți invitații s-au crumbit! Toată lumea în egală măsură! Pentru verdișor și familia lui Nașicule, ascultă sufla asta frumoasă cu vorbe reale. Ia-o-s. Doamne, în viața-s mulțumit că mi-ai dat ce mi-am dorit. Și poate tu ai mânia de ți-aș mai cere ceva. Tu mi-ai scos norocul cu cale pe sufletul meu mare și mi-ai dat un mir în frunte, în viață să mirui multe. Mi-ai făcut viața un cântec, mi-ai dat mâine după suflet și noroc și sănătate și acum le-am pe toate. Verde frunza, verde iarba, sunt tânăr și-mi place viața. Atențiune, draginerică! Draginerică pentru nașul lui! Toți invitații, draginerică, pentru viața lui, pentru mireasa, șefa lui, supremă! Mulțumim de suflet, draginerică! Ia uite ce spune sufla asta frumoasă! Mai mult drumul mi-a fost casa să ne fac o viață frumoasă. Dar tinerețea mea bună vezi cum spală din mână. Mai mult drumul mi-a fost casa să ne fac viață frumoasă. Eu nu vreau să-mi părățesc când am copii să-mi vinez, mă. Eu am fost mână de fier, știe Dumnezeu din cer. Am de toate în casa mea, eu și de vestica mea, mă. Verde frunza, verde iarba, sunt tânăr și-mi place viața. Verde frunza, verde iarba, sunt tânăr și-mi place viața. Haide, Luțule! Sus, tată! Tu la șumală și generică! Deși cu mare, rolul principal, generică, bine zica!